13 din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și dispoziția numărul 8 din 10 ianuarie 2018 a primarului orașului Dărmănești, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare din data de astăzi. Propun spre aprobare modificarea ordinei de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci cu 16 voturi pentru s-a modificat ordinea de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27-12-2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 15 ianuarie 2018. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 16 voturi pentru. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 15. Da, aici am să fac o mică precizare. Noi avem un regulament aprobat la Constituirea Consiliului Local, timp de 3 luni de zile, în ordine alfabetică, fiecare membru al Consiliului Local conduce ședințele. Astăzi este rândul doamnei Mocondureanu Florentin Ioan. Da? Deci începând cu Ioan, astăzi doamna președintă, vă rog. Nu-i corect, eu nu mai apuc. Hai, nu mai apuc. Da. Mult nu mai apuc. Dar eu vă spun că... Stau un pic să rămân. Mai trebuie cinci mandatul o lună de zi, două, de trei. Deci, punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică în publicare pentru închirierea unor spații comerciale situate în zona complexului prestări servicii, precum și în piața agroalimentară a orașului Dărmănești. S-a discutat în comisie. Domnul primar are lucru. Da, am să fac scurte precizări la piața din clădirea pieții din centrul localității. Noi avem 9 spații comerciale care la acest moment sunt ocupate, dar la o parte dintre aceste spații contractele de închiriere au expirat și procedura prevede licitație publică. Ca atare, după aprobarea acestui proiect de hotărâre, vom demara procedura de licitație publică. Cei interesați se vor înscrie la licitație și, sigur, sper într-o lună, o lună și ceva, să fie încheiate noile contracte. Dacă sunt întrebări... Dacă nu, trecem la voi. Pentru cei care au deja aceste locații încheiate, deci au făcut modernizări, să țină cont să participe la această licitație, să nu fie scoși așa. Deci, în legea se vede foarte clar pașii care trebuie să-i parcurgem, noi nu putem nici să facem, eu știu, concesii pentru unii, dar cu siguranță noi vom informa pe toți cei care sunt astăzi beneficiari acestor spații să scrie la licitație. Da, vedem, discutăm și fără acolo. Mai dorește cineva? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al orașului Dărmănești, în sfârșit prin nașcele numărul 22 din 1999 și aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1347 din 2001. În comisie s-a discutat. Avem aviz favorabil. O să prezint. Da, este vorba de terenul de la școala numărul 1, terenul aferent școlii numărul 1 Brătulești, școala Veron. Acest teren nu a fost prins în domeniul public al primăriei orașului Dărmănești, deși există școala de rom de mult acolo. În anul 2001 a fost cumpărat, sau mai bine zis, s-a cumpărat 2 case în cartierul de rom, care astăzi joacă rolul de spații de învățare pentru copiii de acolo. Practic, astăzi, prin acest proiect de hotărâre, introducem în domeniul public și terenul din incinta al școlii. Terenul suprafață de 1163 de metri pătrați, care noi eram proprietari, dar avem și cu document, așa și cum am propus noi. Dacă sunt întrebări...
vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 16 voturi pentru. Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Dărmănești pentru anul 2018. În comisie am discutat, avem avis favorabil. Dacă dorește cineva să da, am să fac eu câteva completări înainte de la data cuvântului colegilor. În fiecare an suntem obligați să aprobăm prin hotărârea Consiliului Local planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate a primarului orașului Dărmănești. Acest plan de ocupare a funcțiilor, după ce este aprobat, se transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și sigur că reglementează bunul mers al activității în cadrul primăriei în cursul anului 2018. Față de planul de ocupare a funcțiilor publice de anul trecut, nu apar modificări esențiale. Este vorba de 4 poziții care cresc în planul de ocupare a funcției datorită acelor examene de promovare. În rest, nu apar niciun fel de modificare. Dorește cineva să domnule primar, cred că aveți o armată bună, aveți 6 comandanți de șef de servicii prin care puteți să faceți munca asta de administrație publică perfect. Și cred că ar trebui să găsim aici o soluție, să folosim această forță, ăștia de la asistență socială, să-i folosim eficient. După părerea mea, nu sunt folosiți eficient. După părerea mea, poate ceilalți au cunoștințe că sunt folosiți eficient. Am văzut niște socială, băieții ăștia care practică pentru ajutorul social. Ajutorul social, da. Am văzut niște emisiuni la televiziune unde câțiva primari chiar îi folosesc efectiv cu acești oameni la diferite activități, prin școli, la crăpat de lemne, la activități eficiente care să vină în sprijinul comunității. Da, am să vă răspund ce posibil. Să știți că planul de ocupare a funcțiilor publice nu are nici fel de treabă cu beneficiare de ajutor social. Aici vorbim de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate a primarului. Ce ține de partea de 416 este cu totul altceva. Sunt beneficiarii de venit minim garantat și vreau să vă spun că în luna, cred că decembrie sau nu știu, în ședința extraordinară dumneavoastră am aprobat un proiect de hotărâre care reglementa foarte bine, foarte clar, activitățile care vor fi făcute cu beneficiare de ajutor social în cursul anului 2018. Cu siguranță, astăzi, acești beneficiari de ajutor social, așa cum știm noi, venitul minim garantat, participă la lucrările care sunt prevăzute în acel plan. Da. Și în fiecare zi, în funcție de numărul care vin, compartiment la primărie care răspunde activitatea. Există foarte clar un compartiment care se ocupă de treaba asta și vă spun eu că în proporție de 80% își fac treaba. Deci, în primul rând, cel mai mare, să zic, lucru bun este că au înțeles că cei care nu vin să presteze acele ore de muncă în folosul comunității pierd ajutorul social. Și să știți că ne-au testat și anul trecut. O grămadă au venit, nu știu, erau învățați așa să vină numai când vor ei sau să nu vină și să beneficieze. Și în fiecare lună, în fiecare lună, sunt 30-40 de dosare care se suspendă. Datorită faptului că n-au venit să-și facă treaba. Putem prezenta o ceasă. Și apropo de asta, mai era o regulă la noi, tot de compartimentele de lucru să vină o dată la 3 luni, la 6 luni în Consiliul Local, deci, și de activitatea fiecare șef de compartiment să cunoaștem și noi cu ce se ocupă. Pentru că noi luăm decizii, votăm, da? Uneori ne cunoște de cap. Nu cred că voi... Deci nu în cursul anului 2018, cu siguranță vor veni, cred că era util să vină în ianuarie. Anul trecut au venit și v-au prezentat raportul de activitate. Da? Deci, în cursul anului, pe măsură ce lucrurile evoluează, vor veni și vor prezenta. Acum vă mai spun și eu ceva așa de ortodox. Și mie mi-au cerut unii cetățeni să pun pe site-ul primăriei rapoartele de activitate ale consilierilor. Da, și început. Da? Deci, vă spun, cetățeni nu mi-au cerut. A zis, doamne, de ce nu puneți pe site-ul primăriei rapoartele de activitate
Acum se vede la televizor. Da. Mă rog, eu vă spun ce mi s-a cerut. Activități în extra ședințe. Acum e, cred că ar fi bine să anul 2000, da? Să depuneți 2018 până la 1 martie și sigur noi le vom posta acolo, pentru că e bine, nu toată lumea se uită la televizor sau mai știu eu ce, dar să le avem prinse acolo ca să nu fie niciun ca de este o reglementare legală. Este o reglementare legală. 215 spune că trebuie să avem acest raport. N-am pus? Da. Mergem mai departe. Domnule Plavot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? De 16 voturi. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor ale situate în orașul Dărnu, județ Bacău. S-a discutat în comisie, avem aviz favorabil. Dacă dorește cineva să intervină? Da, am să fac o completare. Eu, în luna noiembrie, deci am aprobat această listă de priorități și repartiții. Un domn care a fost selectat în acea listă a renunțat și a venit un nou proiect de completare. Spuneți la vot primul. Supunem la vot lista de priorități. Lista de priorități. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională de Locuințe situată în orașul Dărmănești. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării formei de organizare a SCE Povalea Muntelui SRL din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni. S-a discutat în comisie, avem aviz favorabil. Dacă cineva dorește să... Am să fac o completare. Acest proiect de hotărâre al nașterii în urma adresei transmise de SCE Povalea Muntelui Comănești, la care și noi suntem membri fondatori. Și pentru a putea obține licență de operare, reglementările legale prevăd transformarea societății SCE Povalea Muntelui din societate cu regim limitat în societate pe acțiuni. Practic, în calitatea noastră de membri fondatori, trebuie să ne dăm acceptul pentru transformarea din societate cu regim limitat în societate pe acțiuni. Întrebări? Rămâne valabilă această afiliere la Eco Valea Muntelui? Rămâne valabilă, sigur. Noi suntem membri fondatori, da. Și această societate a asigurat și colectarea gunoiului acum 6 ani. Deci cu siguranță noi rămânem acționari în societatea asta pe acțiune. Putem să avem vreo speranță că ne mai putem afilia la aici, mai cooperăm de prinderea gunoiului și mai abandonăm la tine. În condițiile în care noi, să spun că ne manifestăm intenția de a ieși din asocierea cu ADIS-ul, da, putem apela la această viitoare societate pe acțiuni, care, sigur, devenind societate pe acțiuni, poate solicita licență și pentru asta. Așa că trebuie să vorbim mai puțin de subiectul ăsta, că ne-au ăștia la urmă. Adică ne așteptăm să ieșim de sub termenul ăla, cu groapa de gunoi, ca să putem să, pe urmă, să... Da. Cine este mandatat să ne reprezinte? Primarul. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 16 voturi pentru. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 la HCL numărul 33 din 2010 privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău. Modificată prin HCL numărul 3 din 20 ianuarie 2015. S-a discutat în comisie, avem aviz favorabil. Da, am să fac două, trei precizări și la acest master plan. Sigur că astăzi noi modificăm anexa 1 la hotărârea de Consiliu 33 din 2010. Spuneam în comisie că master planul a fost gândit pe etape. Practic s-a parcurs prima etapă vis-a-vis de investițiile în sectorul de apă și apă uzată și acum se propune trecerea la cea de-a doua etapă a master planului. Sigur că pe raza orașului Dărmănești noi avem zone și chiar cartiere în care nu s-au făcut investiții în ceea ce privește rețeaua de canalizare și vorbesc aici de Porbuben, de Plopu, de
Sălătruc și de anumite străduțe adiacente culoarelor principale și prin această modificare a anexei 1 la hotărârea 33 din 2010, practic aprobăm ca într-o etapă viitoare să facă investiții și în cartierele pe care le-am amintit. M-a referit referitor cu problema cu apa. De exemplu, cum ei au pretenții la presă, cine știe, la anul va ridica presul, nu? Ce investiții au făcut referitor și toată tot orașul Dărmănești, da, referitor, din bunătății. S-a scos anumit hidrant, nu s-au mai pus în apă. La sănătate a fost cu apa înghețată, doar la fel mai multe stres. Spuneam în comisie că am avut o discuție cu conducerea Cran Bacău legat de investițiile pe care trebuia să le derumeze în 2017 în Dărmănești. N-am avut niciun fel de sprijin și toate investițiile au fost făcute din, în cursul anului 2017 din bani din Consiliul Local. Da. Și aici mă refer la în iarna 2016-2017, 21 de străzi, pe 21 de străzi am înghețat rețeaua de apă, iar în 2017 ne-am propus ca împreună cu cei de la CRAB să facem investiții și de o parte și de alta pentru a putea, eu știu, evita o situație de genul ăsta. Repet, nu am avut niciun fel de sprijin financiar din punctul de vedere a CRAB-ului și în felul ăsta am investit noi. Am coborât și am schimbat rețeaua de conducte în cartierul Triaj. Am coborât și am extins rețeaua în, pe anumite străzi în Sălătruc, în Brătulești, am închis anumite bucle. Deci cred că peste 2 km de rețele au fost schimbate doar în cursul anului 2017. Am făcut, pe lângă schimbarea celor rețele și branșamentele din coloana principală a fiecărei familii care beneficia de rețeaua de am schimbat conductele acolo unde am constatat că debitul nu mai asigură necesarul solicitat de familie. Și am schimbat destul de, n-am o situație foarte clară, dar vreo 700 de metri liniari de conduct a fost schimbată în sensul de a monta acolo o conductă cu debitul mai mare. În 2018, la fel ne propunem, unde nu am ajuns în 2017 cu coborârea acestor conducte sau cu extinderea rețelei de apă, ne propunem să investim la fel măcar 2 km de rețea de apă. Să schimbăm, să extindem, așa fel încât să putem asigura cetățenii cu strictul de apă. Să zic, avem o problemă în zona Sălătuc, să vedem cum ne extindem acolo, pentru că când a fost gândit acest sistem de apă, s-au făcut niște greșeli, în sensul că nu s-a respectat foarte bine montarea conductelor legat sau în corelație cu presiunea. Altfel spus, avem conducte cu presiune, care rezistă la presiune de 6 bar montate jos și noi când creștem presiunea să ajungă apa la Sălătruc, pornesc conductele aici. Aici trebuia în zona de jos conducte de 10-12 bar și așa mai departe. Și să vedem ce facem aici, pentru că ar trebui să schimbăm. Deci dimensiunea mai mare la conductă, e vorba de dimensiune, vorba și de presiune cât rezistă țeava. Degeaba are conducta diametru mare dacă e susține în carte. Și când ai pompat un pic mai tare, s-a făcut. De asta, domn primar, că tot timpul când care tensiunea, de la deal de răchită încolo, deci nu este presiune. Încep cu telefonul, pentru că nu ne ajunge presiune de apă până la baraj, sub baraj. Deci, anul 2018 încercăm, în punctele vulnerabile, să investim. Ar fost extraordinar dacă și CRAB-ul venea cu ceva. Ei ne-au asigurat doar tehnicul. Tehnicul a fost alături de noi, cu niște oameni care au făcut branșamentele și cu... Și cu casele, la doar și bine, dar și cred că și cetățenii trebuie să facă sesizări și să se știe exact pe ce zone sunt probleme și... Corect. Dar toate investițiile, vă spun, vin din bugetul de cap de parte. Nu avem altă. Nu vreau să mă repet, dar l-am spus de la probul, de la pădăreță, la deal, de la munte, deci nu este apă nici aici, în viața de altă. Sigur.
Sigur că trebuie intervenit. Pentru că n-a intervenit niciodată. Aici e problema. De atâți ani de când s-a făcut, s-a trasat, a făcut o intervenție. Să facă ceva, nu? Să vină repede. Deci în contractul de delegare, când a fost încheiat contract de delegare între primărie și CRAB, sunt niște clauze foarte clare acolo, că ei trebuie să intervină. Până la noi putem seciza undeva, putem reacționa. Aș avea o propunere față de Consiliu, deci în următoarea ședință de protecție socială, mult peste două luni, reprezentantul ADIP sau directorul ADIP a mai venit în ședință la noi să vină să discutăm lucrurile astea la nivel de... Ce o să fac o solicitare să vină? Adică să vină să discutăm, știți, să așa cum. Nu și să acolo noi suntem aici. Atenție, trebuie discutat foarte bine. Crab. Păi le dăm 200 de milioane fiecare an. Dar nu sunt cotizația pentru ei ca să dăm acum, nu? Tot primăria pentru ei și pentru ei. Mai dorește cineva să ia? Supune la vot cine este pentru. Abține. 16 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare a ADIP Bacău. S-a discutat în comisii, da. Cum a bine discutam de ce investiții și ce sprijin avem noi de la ADIP și de la CRAB. Pentru ADIP, în fiecare an, noi plătim o cotizație care înseamnă 20.000 de lei pe an, 200 de milioane. Anul trecut am avut aceeași cotizație de 200 de milioane, anul ăsta se dorea creșterea acestei cotizații. Primarii și în special primarii de orașe au făcut presiune asupra celor de la ADIP să rămână la nivelul anului 2017. Și au, cotizația a rămas, deci tot 200 de milioane și pentru 2018. Întrebări dacă aveți? În 2010 tot ia banii ăștia și nu fac nimic. Da. Între mare și cotizația asta, domnule. Pentru cât fac ei, pentru că rămânești pe primare, da? Da, o să vă rog, întrebările astea, când vor veni aici în ședință, să... Ei, să vă rog în ședință. Discutăm cu ei. Justifică cumva cheltuielile și ce au de acolo, da. Și justifică. Supunem la vot cine este pentru ei. Da, anul ăsta. Împotrivă, abțineri. Dar aceste zi am bărbat. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. S-a discutat în comisie. Da. Am să, foarte pe scurt, să vă spun despre ce este problema în mare am discutat în comisie. Actul adițional numărul 2 la documentul de poziție privind implementarea sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Bacău prevede următoare. Când s-a gândit ADIS-ul, s-au făcut etapizat programele. În primul rând, au intrat în programul ADIS 65 de UAT-uri, 65 de primării, iar în etapa a doua se preconizează că vor intra municipiul Bacău și încă 22 de comune. Deci, actul adițional numărul 2, asta prevede ca noi ca în calitate de membri fondatori ai ADIS-ului, să fim de acord ca în asociație să mai intre cele 22 de comune și municipiul Bacău. Este prevăzut foarte clar că pentru contractul de delegare privind serviciile de colectare, zona ISPA cuprinde municipiul Bacău și 22 de comune. După ce ne vom da acceptul cele 65 de UAT-uri membre fondatoare și UAT-urile la care am făcut referire vor deveni membre cu drepturi depline, iar ADIS-ul va opera prin operatorul pe care l-am venit în Progrest și în comunele respective. La acest moment, cele 22 de comune au alt operator, nu știu cine e, și municipiul Bacău au alt operator. Se încheie contractul cu operatorul ăla și vor intra... Tot la groapa de comune. Tot la groapa de comune. Da, tot la groapa de comune. Aici am mai referit referitor la contractele care se semnează, să se semneze pe termen lung. E treaba lui. Ce treabă ne gândim? Deja asta nu mai putem. Dar vă mai spun ceva. Nu vine nimeni să facă investiții pentru un an sau pentru două. Deci acolo sunt niște investiții mari, sunt niște investiții care sunt de luat în fonduri. 2032. Exact. Mai sunt întrebări? Nu pot
Citesc aici la raportul de specialitate. Construcția unei stații de transfer, a unei stații de sortare și unei stații de compostare pe ambasamentul din Olești. Da. Astea sunt. Sunt făcute deja la Olești? Da. Și undeva tot aici mai jos, închidere depozitelor neconforme. Tot în raportul de specialitate se spune închiderea depozitelor neconforme. Da. Suntem deci, și noi nominalizați. Deci eu în... Haideți un pic să ne auzi, da? Da. Deci spuneți dumneavoastră acolo de închiderea de depozitelor neconforme. Aceste depozite au fost închise și la Dărmănești, ne referim la groapa de gunoi de la... Păi de-aia, dar nu a fost închisă. A fost închisă, dar când s-a gândit acest proiect, prevedea că în perioada următoare va fi închisă. S-a închis. Da? Deci groapa de gunoi. Deci la asta facem referire, pentru că când s-a gândit proiectul, spune așa. Pe lângă faptul că vom construi niște stații de transfer la Onești, unde mai facem noi acolo, pentru membrii care sunt fondatori în acest ATIS, vom închide și depozitele neconforme. Și depozitele neconforme, primele închise, au fost cele din oraș. Dărmănești, Comănești, Pârgovna, Buhușu și la Onești. Deci astea au fost toate atinse, ținte atinse în proiectul finanțat cu fonduri europene. Și pentru că toți suntem la gunoi, fac un apel la cetățenii de bun simț din orașul Dărmănești, nu și la cei care, din păcate, sunt vitregiți de această calitate. În momentul în care zăpada dispare de la noi, împreună cu școlile, cu unități administrative din Dărmănești, să participăm la igienizarea străzilor, râurilor, păraielor din zonă. Sau în luna aprilie, să vedem cum este vremea, vom avea o lună a curățenie. Pe Chitici este dezastru. Știți că și anul trecut, eu am fost ieri pe Chitici, am văzut ce este acolo, ieri am trecut pe acolo. Și sănătate. Nu e chiar așa dezastru, că s-a strâns și a făcut 2 săptămâni și săptămâna de acolo. Acolo am văzut, știu exact ce e acolo. Da, unii strâng, alții aduc. Unii aduc, da. Și am cerut și astăzi șefului poliției locale să urgenteze și să nasprească partea asta de control, pentru că încă sunt oameni care merg și aruncă deșeurile pe diverse zone. Și știți ce am constatat? A început așa să apară un fel de afacere la Dărmănești cu gunoaiele. Adică sunt unii care sunt mai necăjiți și au căruță și trec cu căruța pe la diversi care au gunoi în curte și pentru 5 lei, 10 lei, ăla încarcă câte o căruță, da, și bine. O duce direct și o aruncă... Din Romi se te roagă. Eu vă spun că am găsit un timp cu căruța plină de gunoi, care o duceau... Dacă n-am gunoi și eu dau lui, că nu duce, eu duc capul. Dar, s-a reluat săptămâna trecută, s-a reluat serviciul de colectare a deșeurilor. Poate că sunt zone care nu reușesc să intre chiar peste tot, fie că e strada rea, fie că, eu știu, e zăpadă sau ce mai fi pe acolo gheață, dar cea mai mare problemă, s-a scos cantități de gunoi foarte mari și s-au umplut mașinile. Dacă n-au ajuns până la capătul cartierului, înseamnă că s-a umplut acea mașină și n-a avut. A venit să facă a doua cursă și așa mai departe. Dar eu zic că săptămâna asta ar trebui să intrăm în normalitate. Mulți spunea că nu știa că s-a început, dar zic s-a început. Am dat anunț pe toate medicii. Și afiși pe gard. Dacă tot suntem la capitolul ADIS, ieri, spre exemplu, din Coribeni, mă sună cineva din strada Clopului, numărul 103 cu 135. Că nu intră mașina acolo, am discuții, că nu intră strada mașina, da. Deci am făcut felul următor. Toate problemele care sunt pe partea de gunoi, e posibil ca nici ei să nu intre în stânga sau în dreapta, chiar peste tot. Avem aici o persoană care este vocea mea și a cetățenilor și o persoană de la ei. Da? Acum vă mai spun ceva. S-ar putea și pe Zefirul, am văzut că nu a intrat. S-ar putea să fi fost gheață. Am avut o problemă, de exemplu, pe minerilor până sus. A zis, domnule, nu mă pot duce, e mașina mare și mă duc de rupă cu ea. Dar în perioada următoare lucrurile se reglementează, repet, iar acolo unde e drumul bun și n-au intrat, e problema noastră. Ei trebuie să intre peste tot. Nu. Și fiecare notă, pe mine m-a sunat cineva de pe Clopului și mi-a spus că nu a intrat mașina acolo. Imediat am dat nota la omul care se ocupă de treaba asta, a sunat șeful lor de la Onești,
și a confirmat că n-a intrat mașina pentru că era plină și nu mai aveam ce să pun. Asta mi-a justificat. Deci mai erau două, trei comerare acolo, că atât sunt așa. Eu am bănuit altceva. Este chiar zona din Părubeni unde e hotarul cu Larga. Ei n-au mai luat o stângă, bănuind că n-au unde întoarce. Este spațiu suficient acolo de întoarce cu mașina noastră. Și ei știu. Și, da, ei știu. Am avut impresia inițial că s-o schimba șoferul. După aia mi-am dat seama că nu mai este mașina însoțită de poliția locală. Când aici era și de polițistul local, era, știa terenul. Era, deci explicația pe care am primit-o, domnule, era mașina plină. Nu mai aveam ce să... Și nu s-a întâmplat doar la Părubeni, să știți că și în alte cartiere, dar și în parte, cantități foarte mari de gunoi, n-au reușit să... Acum la două ore, și ce să înțeleg? Se repetă ridicarea doar luni, până deci, luni stă omul cu tombelul la rău. Deci noi avem, noi avem luni, marți și luni. Știu, zilele zona Părubeni și Oseni este cartier. Luni noi am ridicat în strada propriului acolo. 3-4 tombelale rămas. Deci, și oamenii nu pot veni. Adică astăzi, lunea trecută, nu? Azi m-a sunat omul. Nu-i nimic. E posibil să mai vină o, să mai vină o dată mașină. Nu. Astăzi o să verificăm, să vedem ce... Sfântea, domnul, se reglementează. Așa am văzut că și Lăpășani erau... erau porniți pentru faptul că nu au ajuns nu știu până unde, da. M-au sunat și pe mine, deci repede, intrăm în normalitate. Dar poliția locală mai însoțește mașină de opresc? Poliția locală nu mai însoțește, pentru că am avut o perioadă în care cei de la Romprest ne-au spus așa, nu mai ridicăm saci de rafie, pentru că acei saci nu puteau compacta și ce mai aveau ei acolo. Și atunci poliția locală a însoțit timp de o lună, două, aceste mașini de la Romprest și unde constata că sunt saci de rafie, vorbea cu cetățeanul să nu mai pună în acel sac. Da? Și acum, din discuțiile avute cu cei de la Romprest, ne-au spus, domnule, nu prea mai avem situații cu saci de rafie. Oamenii pun în acele pupele, și mai pun în saci de saci de menajer. O secundă. Apropo de saci de rafie, într-adevăr, și eu i-am văzut pe foarte mult, le-am spus, nu vă ridic. De ce? Nu mă întrebați, n-am spus. Acum vă spun de ce. Deci la Bacău, deci două probleme sunt. Odată, nu se compactează în mașinile alea saci prin legați și ei se duc cu jumătate din cantitate și ne trezim că nu încap în mașină și nu reușesc să-și facă traseul. Și doi la Bacău, la groapa de gunoi, cineva trebuia să desfacă acel sac și să... pentru că nu se compactau în groapă. Da. Și atunci e o regulă spusă, lume, dacă mai mergem cu saci de rafie și cu tot felul de rafie... Și dacă prețul este atât de mare, ar trebui să vină cu tombeloane. Să facem selectiv. Deci să vină. După ce se aprobă acest contract cu Ecosudul, practic, ar trebui să vină cu, ce spuneți dumneavoastră, cele tombeloane și vor avea zile separate. Nu știu, luni, martie, luăm deși menajer, joi, că ei până acum nu aveau unde să ducă acele deșeuri. Dar asta mi s-a spus și de la DIS, că în perioada următoare vor veni acele tombeloane. Deci după ce aceste stații vor fi funcționale, pentru că timp de 2 ani s-au judecat, prin instanță cu Ecosudul, stațiile alea au suferit deteriorări. Vor fi puse pe picioare în perioada următoare și eu cred că în două luni de zile va fi funcționale stațiile respective și vor apărea acele tomberoane ca să ia selectiv. Eu ce simt, mă îndoiesc că vor face asemenea investiții. Am reținut. Eu să le cer vis-a-vis de promisiunile lor. Așteptăm. Pentru că numai să le dăm. Mulțumesc, domnul Mila. Vreau să întreb dacă poliția comunitară mai încasează sau OAD-ul mai încasează taxa de drum de la ADIS, Nu vreau să știți că am avut o discuție... Și cu o chestie și cu nu cred că este logic, în cazul în care se umple mașina, lunea și nu mai trece până lunea viitoare și au rămân câteva... Deoarece se mai adună un tomberon. Nu-i problema, în primul rând, numai are două tomberoane și numărul 2 vine vara. Și stai cu noi în curte și... Nu se va face situația asta, eu încerc să suplimenteze și vedeți că vine acolo unde sunt situații de genul ăsta, vine a doua mașină în aceeași zi. Deci se duce acum deci noi semnăm acele bunuri și văd. Deci vine mașina dimineața, se umple, duce la Bacu și vine și cursa a doua. Ați văzut și seara, poate la 4, la 5, mașina aia a doua cursă care vine. Pe partea de, știți că noi avem o hotărâre de Consiliu pentru mașinile cu tonaj peste 7,5 tone. Acum am avut o discuție la nivel de ADIS și mi-au cerut
mi-au cerut ca acea taxă să nu mai fie plătită pentru mașinile Romprestului, motivat de faptul că sunt, la momentul ăsta, ei și-au achitat. Luna asta, ianuarie, au avut achitat tarife, că sunt de utilitate. Zic, tole, mă duc, uite cum e cazul, că m-am dus de dimineață, am venit, am luat o cursă, n-am căput tot, mai vin o dată, că mă pui să mai plătesc încă o dată. Dar să-și poate lună. Da, și, de exemplu, cei de la Minești au scos taxa asta. Eu, deocamdată, am fost să avem o discuție, să vedem dacă... Mă spuneam și un bani de fiecare lor pentru noi. Nu, nu, eu v-am spus ce au făcut, că au fost în această situație. Toate camionare sunt de urmă din mobilitate. Ei fac o afacere anume. Ei fac o afacere. Deci la momentul ăsta... Camionele cu lemn, nu tot utilitare sunt. Nu, nu, nu. E vorba de utilitate publică. Camionul de lemn nu e utilitate. Da, dar ei fac o afacere cu lemn. Eu înțeleg. O să vedem. O să avem o discuție pe tema asta. Îți dăm dacă o să facem. Dacă mergi la Brașov, vreau să vă întreb, la OITUS plătiți o taxă dacă mergi cu camionul? Nu este vorba de drum local. Deci la noi nu se plătesc pe drumul național, pe drumul localității, care vrea să plătești. Dar nicio legătură cu drumul de Poetos. Domnul președinte, un pic. Hai să terminăm la diverse, că am intrat la diverse. Deci, referitor la subiectul la 9,97 lei, deci am avut anumite întrebări din partea cetățenilor. Și eu ce fac noi? Am 4, 5, 6. Eu l-am explicat, ne-am spus. Băi, în luna 9,97, deci a rămas, cum am votat noi, până la 3 persoane, nu? Eu n-am spus niciunde că plătesc 3 persoane. Nu există. Acolo este o declarație. Și rog pe această cale cetățenii să vină, cei care n-au venit și au completat acea declarație pentru noi, să vină să completeze acea declarație, da? Și pe propria răspundere, omul declară cât sunt în casă. Persoane care sunt la școală. Care sunt la școală, sunt studente, da? Care sunt plecate din țară. Este declarația pe site-ul nostru. Supunem a fost. Cine este pentru? Deci, împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. S-a discutat în comisie. Da. Am să vă scurt să vă prezint acest proiect de hotărâre. La fel, când s-a pus problema constituirii ADIS-ului, au fost două contracte scoase la licitație. A fost un contract, și vorbesc aici, în 2015, a fost un contract pentru colectarea gunoiului și transportul la groapa de gunoi, care a fost câștigat de Romprest. Și a fost al doilea contract pentru operarea acelor stații de sortare. Spuneam mai devreme că în județul Bacău sunt mai multe stații de sortare. Una la Moinești, una la Onești și mai sunt în județul Bacău încă așa. Și la aceste stații, gunoiul care se strânge de pe raza localității este dus la stația cea mai apropiată, iar acolo are loc o sortare a lui. După ce s-a sortat acest gunoi, doar gunoiul menajer este dus la groapa de gunoi de la Bacău. Cel de-al doilea contract pentru aceste stații, gestionarea acestor stații, a fost în litigiu până acum vreo lună de zile. Adică din 2015 și până acum s-au tot judecat cine să câștige acest contract. După ce s-a ajuns la ultima formă de la înalta curte, înalta curte a spus că acest contract trebuie atribuit la Eco Sud București. Eco Sud București. Sigur că în toată perioada asta de 2 ani de zile, gunoiul a fost dus neselectat la Bacău, la groapa de gunoi. Acum, pentru că s-a stabilit cine va trebui să gestioneze aceste stații de transfer, noi suntem obligați să împuternicim ADIS-ul, să semneze numele nostru și pentru noi contractul cu acest operator care se numește EcoSud. În perioada următoare, după ce va fi semnat acest contract, operatorul EcoSud
va gestiona acele stații și, repet, gunoiul strâns de pe raza localităților se duce acolo și va fi selectat, o parte se duce la vorificare, o parte se duce la groapa de gunoi. Ar trebui, după ce se semnează acest contract, ca și pe raza localității, să apară containere și cred că se va da la fiecare cetățean cubelă pentru plastic, cubelă pentru hârtie și așa mai departe. În așa fel încât cetățeanul să știe să-și pună din start în cubela lui gunoiul menajer și gunoiul care poate fi reciclat. Și vor fi zile separate. Luni, marți, miercuri se va lua gunoiul menajer, iar în restul săptămânii vor veni o dată pe săptămână pentru, eu știu, plastic, o altă zi pentru hârtie și ce mai avem acolo. Deci, practic, astăzi, prin semnarea, prin aprobarea acestui proiect de hotărâre, noi împuternicim ADIS-ul ca numele nostru și pentru noi să semneze contractul pentru delegarea gestiunii de operare a instalațiilor de deșeuri cu Ecosud. Dacă aveți întrebări. Dumneavoastră, trebuie să explicați cetățenilor că am fost apostrofați toți consilierii și toată administrația primăriei că noi am crescut prețul, că noi să le explicați că ne-a fost impus acest contract. Toate cele 94 de localități a județului sunt prinse în acest contract ADIS. Nu poți opune, nu poți evita. Am explicat și o să mai spun încă o dată, că în 2010, când s-a constituit ADIS-ul, s-a făcut și o politică tarifară până în 2032. Când a fost, în 2015, a fost semnat de către primărie contractul cu ADIS. Deci, atenție, când s-a semnat acel contract, noi ne-am asumat să plătim respectiv. Vreau să vă spun că toate orașele din județul Bacău plătesc 9,97 lei, nu numai noi. Comunele plătesc mai puțin, iar orașele toate plătesc 9,97 lei. Nerespectarea acelei politici tarifare, ați văzut, duce la, sancțiunile pe care noi le-am, eu știu, l-am și suportat prin neridicarea gunoiului și așa mai departe. Acum este târziu să începem să ne gândim că am putea să facem și altceva. Era bine atunci, dacă nu ieșeam de la Eco Valea Muntelui, de la Comănești, pentru că acolo prețul era mai bun. Dar așa s-a decis atunci. Sigur, noi am beneficiat de închiderea grupului de la Jose. Deci am ieșit din Eco Valea Muntelui, am intrat în ADIS, ADIS-ul ne-a cu banii lor, din împrumut, a închis groapa de la Josen, care era o mare problemă. Și cetățenii din cartierul Josen știu ce... Bani europeni. Bani europeni, da, dar atrași de ADIS. Da. Și, sigur, am câștigat prin închiderea gropii, pierdem prin tariful destul de mare, care este de 9,96 lei. Nu vrește cineva să ia cuvântul? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. 16 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2018. S-a discutat în comisii. Da, am să vă spun eu câteva lucruri. În 2017, cotizația orașului Gărmănești la acest ADIS era de 15.000 de lei. Și am aici o hotărâre de Consiliu, care am aprobat-o atunci. În 2018 se propune 40.000 de lei. Adică nu dublu, dublu și ceva. Și triplu. Acum dumneavoastră aveți posibilitatea să vă spuneți punctele de vedere, în așa fel încât să știm. Poftiți, doamna. Domnul primar, eu propun să amânăm această hotărâre de pe ordinea de zi. Până când un reprezentant al ADIS-ului să vină să ne explice din ce cauză de la 15.000 ajungem la... Prea deodată. Care e motivația creșterii? Care e procentul creșterii? Că dacă mergem cu procentul ăsta an de an, noi riscăm toate veniturile primăriei să-i dăm la ADIS, la ADIC și la tot neamul lor. Acum, sincer, mi se pare enorm de mare. Este mare. Dar o secundă, vă rog să termin eu. Să ne explice, deci, care e motivația creșterii acestei cotizații. Doi, ce măsuri putem lua noi dacă tot ADIS-ul nu ne va onora cu pubele, așa cum prevede legea, la fiecare cetățean?
Pentru că fiecare cetățean îi plătește, bine, de familie sunt loc, da? Fiecare familie îi plătește 10 lei de persoană pe an, pe lună. Pe lună. Așa, pe lună, am greșit, sigur că da. Așa. Și încă o dată, mă repet, eu mă îndoiesc că ei vor face asemenea investiții de cubele, să ne ofere cubele la toți, la toată populația din Dărmărești. Deci acum, în momentul în care acum, ei vor veni să ne informeze care e motivația creșterii acestor sume exorbitante, mai stăm de vorbă, dar să vină să ne explice. Da, deci în urma deciziei dumneavoastră, eu o să trimit o adresă către ARDIS și o să solicit argumentat și chiar prezența unui reprezentant al lor aici, în locală, la următoarea ședință, să vedem care sunt cauzele de autorizare. Exact. Că sunt duble și ceva. Triplă. Iar legat de partea de cubele, să știți că sunt la momentul ăsta peste 3.000 de cubele date în Dărmănești, iar cetățenii, când cei care nu au cubele, vin, fac o adresă la noi, noi o transmitem către Romprestului, și vin pe bază de tabel și aduc aceste cubele. Să știți că aproape săptămânal mai dăm cubele. Da. Cei care solicită. Și banii ăștia din cotizații, ce destinații au? Ce fac din cotizații? Se duc pentru plata salariilor celor de la azi. Frumos. Deci au multe salarii, nu mai ieși. Da. Altfel nu ne explicăm. Și salariile crescând de 300%, trebuie să crească și indemnizația asta. Cotizația noastră din banii ăștia. Ce prețul? Haideți să vedem ce mai să vedem. Chiar apropo de specialitate, am observat că această cotizație la comune e în funcție de număr de locuitori, la orașele la mai mari, tot așa, în funcție de mărimea orașelor, că noi ne-am rămânit cu Moineștiu, cu Duhul, cu Comăneștiu. Deci Dărmăneștiu nu e la nivelul Moineștiului. Eu vreau să spun că suntem de acord cu o anumită cotizație, dar în funcție tot de numărul de persoane. Și mai e ceva, discrepanța între comună și oraș e destul de mare. De exemplu, o comună, dacă vă uitați acolo, comună peste 10.000 de locuitori, plătește cotizație 7.000 de lei. Dofteană, da? Și noi... Tot pe acolo plătim de 6 ori mai mult. Da, sunt foarte bune motivațiile dumneavoastră, solicităm. Dacă sunteți de acord, amânăm acest punct de vedere, da? Solicităm un clar documentele care... Asta e aprobat de ei, 40 pentru da. Ei au cer, dar ei cer. Dacă ce de amânăm? Da, supune. Sunteți de acord cu amânarea acestui da. Amânarea. Cine este pentru amânarea punctului? Pentru amânare. Amânare nu. Nu aprobare. Da. Amânare, da? 16 pentru amânare pentru luna februarie. Cu ceea ce nu doamna. Dacă avem un reprezentant să ne explice și să răspundă la toate întrebările noastre. Nu, cu luate nu. Discuce. Înainte hotărâre privind aprobarea și privind gestiunea direcției serviciului de iluminat public de pe raza administrativ teritorială a orașului Dărmărești, județul Bacău. S-a discutat în comisie, domnul primar are cuvântul. Să vă prezint argumentele care au stat la baza... Ne auzim un pic sau nu? Argumentele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre. Deci, în primul rând, în luna noiembrie, 29 noiembrie 2017, am avut un control pe bază de verificare a legalității din partea ANRSCO. Ce prevede ANRSCO? În măsurile pe care ANRSCO ni le-a transmis nouă cu termen de finalizare la 1 februarie 2018, ni se solicită să aprobăm un regulament de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public. Fac precizarea că acest regulament trebuia să existe la primărie, dar nu a fost niciodată. De mult trebuia. Din 2006 când a făcut acest regulament, nu a fost făcut până acum. De asemenea, la acest serviciu de iluminat public trebuia să existe și un caiet de sarcini și toate aceste reglementări. Noi le-am prins în acest proiect de hotărâre care, având la bază această notă de control și având termenul de 1 februarie, da,
2018, ne-am promovat acest proiect de hotărâre care vine să răspundă la aceste puncte. Avem și o notă aici. Neîndeplinirea măsurilor stabilite cu ocazia activității de control constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 30.000 de lei și 50.000 de lei. Potrivit prevederilor articolului 47, alineatul 4, litera B din Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, numărul 51. Și ne mai spune aici că la îndeplinirea fiecărui termen prevăzut pentru realizarea măsurilor stabilite mai sus, primăria va comunica în scris ANRSC-ului, care este Agenția Teritorială Nord-Est, la Agenția Teritorială Nord-Est, modul cum a fost îndeplinit. Acum, sigur că am făcut acest proiect de hotărâre pe care îl aveți la mapă, da, și care, la punctul 1, spunem așa, se aprobă gestiunea directă a serviciului de luminat public. În legea ANRSC, am spus și în comisii, avem două variante de a gestiona acest serviciu. O gestiune directă, care înseamnă că rămâne în cadrul primăriei și care presupune costuri mai mici, nu înseamnă angajări de noi oameni și așa mai departe, sau să facem o delegare a gestiunii, cum mergem cu ADIS-ul sau cu ADIM-ul. Adică dăm acest serviciu unei firme din afara primăriei, care este autorizată de către ANRSC, și ea vor veni și ne vor spune cam ce costuri înseamnă pe lor. Având o analiză și făcând o analiză cu primăriile care au delegat această gestiune către alte societăți, costurile sunt mult mai mari decât a păstra în gestiune directă a serviciului. Acum, noi propunem prin acest proiect ca acest serviciu să rămână în gestiunea directă a primăriei, adică să rămână la nivelul primăriei. La articolul 2, aprobăm regulamentul serviciului de iluminat public și scrie acolo un regulament clar toate condițiile și toate, să zic, obligațiile legale prevăzute în această lege care reglementează ANRSC-ul, cai de sarcini și așa mai departe. Iar din acest serviciu de iluminat public, anumite părți pe care noi nu le putem face, le scoatem din sistemul electronic de achiziții publice și le luăm din sistemul electronic. De exemplu, pentru întreținerea iluminatului public, ce avem noi schimbat bec și lămpi pe raza orașului Dărmănești, am organizat licitație publică în luna decembrie și în urma licitației publice, în baza procesului verbal de analiză a comisiei, a fost adjudecat întreținerea serviciului de către o firmă din afara Dărmănești. Din afara primăriei. Sigur că în cadrul acestui serviciu mai mare, mai avem și măturatul stradal pe care noi îl facem cu cei de la 416 și va rămâne în felul ăsta. Tot în cadrul acestui serviciu avem lucrări de extindere. De exemplu, veniți de foarte multe ori și solicitați extinderea iluminatului public la anumite trasee, care nu este scos și rămâne în continuare la primărie și în momentul în care vom avea situații de genul ăsta, vom face din nou licitație publică și cine va câștiga, facem extindere. Un caz concret avem pentru Păgubeni, știți, acolo sunt câteva familii sus pe strada Procului, da? Care solicită, nu au electrificat zona respectivă, și solicită extinderea rețelei de iluminat, nu de iluminat public. Nu au curent deloc, au curent. Dacă noi am fi scos în varianta în care a doua, delegarea gestiunii, toate aceste lucrări erau făcute de firma din exterior. Nu. Noi ne uităm câți bănuți avem, ne ducem cu lucrarea respectivă în SEAP și scoatem. La fel a fost lucrarea de extindere a rețelei de curent în zona Calea Trotușului, da? Ce a fost la Dărmănești. Deci rămânem cu acest serviciu în cadrul ei, da? Externalizăm doar ce nu putem noi face și în condițiile în care avem bani în bugetul local și în condițiile în care e de oportunitate să facem acea investiție, facem licitație. Dacă nu, rămânem cu cheltuielile așa. În varianta cealaltă, când noi am delegat gestiunea, ai mai lucrări, trebuie să plătești ca la ADIS. Ba, îți mai cere și o cotizație, îți mai cere și nu știu ce. Sunt mult mai consumatoare acele variante. Dar
Mi-aduc aminte că într-una din ședințele de Consiliu am vorbat cu părerea unei nacele și a unei instalații. Da, de... dar n-am mai făcut am investiția. Sau... Nu, n-am făcut investiția respectivă. Nu era la valoare. Da, nu este investiția aia. Se creează serviciu. Știți de ce, știți de ce avem serviciu, dar acolo, acolo prevede un post de inginer și două posturi de elipsician. În cursul anului 2017 am scos de 3 ori la concurs postul de elipsician, n-a venit nimeni. Acum, în 2018, s-a dat o hotărâre de guvern care spune că nu mai voi să faci angajări. Și atunci, rămânând fără măcar un electrician și un inginer, dacă reușeam să găsim, dar nu s-a scris nimeni. De 3 ori s-a scos postul, n-a venit la electricienii. Pentru că electricianul ăla trebuie să fie autorizat să se poată urca peste. Și cei care au venit la noi, 2-3, săracii, nici ei nu știau că sunt electricieni. Și atunci, neavând posibilitatea că întâi voiam să găsim 2-3 posturi, după care luam acea în acelă. Altfel, nu ne autorizează NRSC-ul. Adică dacă n-am un inginer și un, măcar un electrician, dar ei ne cer 2 electricieni și un inginer. Dacă n-ai măcar 2 electricieni autorizați și un inginer, degeaba cumperi acela, că te uiți la ea că nu poți să te uși peste. Am înțeles că una din firmii, David, ca un genul ăsta, a câștigat licitația. Da. Ce sarcini are ea vis-a-vis de iluminatul public? Deci, în documentație este prevăzut și contractul, cum va arăta contractul. Acum, altceva, nu. Stați puțin. Deci, vreau un pic să vă spun eu. Nu, că n-am comentat între ce trebuie. Ba da. Această firmă care a câștigat licitația se ocupă de întreținerea sistemului de iluminat public care cuprinde căile de circulație rutieră și pietonală. Ce înseamnă asta? Că becurile de pe străzi, noi cumpărăm lămpile și anul trecut am cumpărat în jur de 200 de lămpi noi primăria. Deci am luat lămpi noi, care au garanție 5 ani. Da. Noi le-am luat la primărie, am făcut licitație publică pentru lămpile astea, le-am luat cele mai bune prețuri. Le-am adus la primărie și am stabilit niște trasee. De exemplu, anul trecut s-a schimbat lămpile, începând de aici din centru, până la gară și pe strada Energiei ne-am dus până la... mai sus de podul Boiștenii, bine, da? Până la intersecția cu strada Chimiei. Și merge foarte bine. Anul ăsta, ele au garanție 5 ani. Și, practic, 5 ani n-ar trebui să mai intervenim acolo. Dacă se arde ceva, cu firma de unde am cumpărat lămpile, le schimbă pe banii lor. Anul ăsta ne-am propus să mai cumpărăm încă 300 de lămpi, pe care, tot așa cu 5 ani garanție, pe care vom continua schimbatul lor. Sunt foarte multe de plus. Da. La becuri, la fel am spus, cumpărăm noi cu licitație publică, luăm 300 de becuri, da? Și unde trebuie schimbat? Acolo. Noi venim și dăm becul acestei firme, da? Și îi plătesc lui doar schimbatul becului. Urcatul pe stâlp, ce are el acolo. Da. Deci pe mine mă interesează metodologia. Da. Primesc telefoane la strada Plopului, numărul 44, din octombrie. M-am dus și m-am înscris, nu am bec, nu a fost schimbat până în ianuarie. Mă interesează următorul lucru. În momentul în care eu primesc un telefon de genul ăsta, ce fac? Deci, mi s-a spus, vorbim cu domnul Buzoiatu. Acum eu vă spun un lucru. Legal. Deci legal, ascultă. Firma respectivă se duce și schimbă, altfel nu se duce. Corect. Altfel nu se duce. Tocmai de asta v-a rugat să-i explicați. Pentru că populația ne urmărește. Da. Și întreabă mereu care e metodologia. Asta este procedura. Asta este procedura. Acum. Să știți că și eu urmăresc îndeaproape și domnul viceprimar, sunt foarte multe lămpi depășite. Au diverse probleme tehnice. Da. Te duci și schimbi becul și la 3 zile sau la o săptămână sună omul din nou că s-a ars becul. Datorită faptului și firma care schimbă becul mi-a spus din start. Dom'le, lampa aia trebuie schimbată că are un scurt, că nu știu ce se întâmplă acolo. Sau că nu are abajurul ăla de sticlă. Și sunt lămpi care oricâte becuri am schimbat noi, acele becuri nu sunt de durată, pentru că lampa este proastă. De asta am luat hotărârea să schimbăm un număr destul de mare, nu știu, în ultimii ani, nu știu câte becuri, lămpi, cred că s-au schimbat 50 de lămpi în ultimii câțiva ani. Noi am schimbat 200 anul trecut. Și dacă anul ăsta mai schimbăm încă 200-300 de lămpi... În 2016 s-au pus 100. S-au pus pe strada Chimiei, cred că, în altă parte. Nu, Brătulești. Sau în Brătulești. Deci, schimbând aceste lămpi, avem garanția că nu mai avem disconfortul ăsta și cetățeanul și noi. Pui, cheltui un ban, stă o săptămână, se arde becul din nou.
Deci ideea este, iar din lăpile alea pe care le dăm jos, facem o revizie și să vedem câte mai sunt bune din ele. Eu vă spun că mai mult de, nu știu, mai mult de jumătate nu mai am nicio treabă. Sunt corect, lăpile. Dar eu vorbesc doar de becul. Și nu. Păi și eu v-am spus că degeaba schimbăm becul dacă lampa e proastă. Și solicit seriozitate maximă din partea firmei care a primit licitația. Vă rog de suflet. Acum, cu seriozitatea, să spun că și eu am probleme? O problemă cu ei. Și atunci, pentru că vă mai spun o treabă. Luați măsuri atunci. Vă mai spun o treabă. Când s-a făcut discuția pe acest contract, el îmi spune așa, domnule, strânge și dumneata 20 de becuri și vin să le schimb, că dacă eu mă chem pentru un bec, nu o să vin. Are și ăla niște cheltuieli cu mașină, cu angajat și vine și îmi schimb un bec pentru care ia 20 de lei sau nu știu cât de lei. Și atunci se strâng aceste comenzi și aceste solicitări ale oamenilor pe o săptămână, două și se duce și schimbă mai mult. Aia vreau un termen, da. Nu din octombrie până ianuarie, un termen. Cât se dă între două, stai două săptămâni acolo, cât se schimbă. Acum s-ar putea să schimbe a doua zi, dacă sunt mai multe solicitări. Termenul să vreau o săptămână, nu știu să... Deci, încă o dată, vă rog, seriozitatea din partea. Deci eu vă spun și cred că ați observat că pe partea asta de iluminat public, da? Atenție! Pe partea de iluminat public, lucrurile au început să schimbe în bine. Faptul că vrem și mai bine. Cu bani din bugetul local să schimbăm un număr însemnat de lăpi, asta este un plus, pentru că și eu vă mai spun ceva. Vreau să vă spun că dacă inițial aveam un număr de lăpi, acum sunt cu 280 de lăpi mai multe. Deci față de ce a fost, asta înseamnă că sunt lăpile alea. Vreau să vă spun că factura la curent pentru iluminatul public a crescut cu vreo 30%. Păi da, de ce? Un stâlp era unul, nu. Păi, și vedeți, asta e clar, că dacă mie mi-ar fi scăzut, să zic, numărul de lăpi, eu le-am 8300 și acum avem 1000, da, aveți dreptate, dar în fiecare an schimbăm. Acum, ca să reducem acest consum, să reducem consumul de energie pentru că un 30% cât a crescut, acolo înseamnă niște bani. Punem lămpi performante. De-aia am venit cu niște lămpi performante. Pentru analiză. Decât să am o lampă proastă care consumă mult și care toată ziua trebuie să am ceva de făcut la lampa aia, da? Bate vântul și nu mai merge. Am zis, luăm niște lămpi noi, un consum mic de 45 de W și care fac lumină cât 100 de W și 5 ani de zile nu mai am treabă cu asta. Dacă suntem tot la capitolul ăsta de electricitate, să se regleze acest... Am văzut la 4:30 s-a prind luminile. Asta era pe timp de iarnă. Acum, o oră, dacă nu se arată 300 de euro, normal că cu ori plătim de iarnă. Că se ia curentul. Doamna are dreptate care le schimbe și cea care se reglează. Deci aici partea asta de reglaj, de aici se mai poate lucra. Trebuie avut permanent grijă. Între bază și vulcanizare, ce e nici n-are văzut. Acum a fost un proiect, atenție, vă mai spun ceva, a fost un proiect depus de primărie. Și suntem la drumurile naționale, nu putem să spunem, domnule, sting becurile. Știți că în zona gării au fost niște accidente foarte serioase acolo. Și am pus niște lămpi mai puternice ca să poată în zona trecerilor de pietoni, pentru că acolo murim niște oameni vinovați. Ăla din mașină n-a văzut petrecerea de pieton și la după aia petrecerea de pieton de acolo este sezat de jumătate de an la domnul Vici ca să schimbi becul. O să le schimbi. Acum, da. Deci chiar pe toate... Păi nu se mai spate două. Da, e bună soluția asta ca să vină cetățeanul să anunțe că n-am bec pe stradă, nu știu care. Dar noi ca și consilieri, dacă am trecut transmite din zona respectivă. Eu de exemplu am sunat din Poiana și mi s-a schimbat becul. Vă rotați pe fiecare. Da solicitarea, nu-i chiar așa. Și mai spargi într-un pietru. Deci, s-a dus și s-a schimbat și prin Poiana. Toastă politică. Da? Deci, dacă doar suntem la iluminatul primar, ar fi bine ca cineva, chiar dacă iluminat public, să ocupi și de becul de aici, că eu am noroc de proiectoarele de la camere și văd. E prea multă durere pe aici. Aici suntem pe economie. Nu vezi economie? Cu camerele o stins ca să aibă lumină. Nu, avem noroc de aici. Păi nu, ei o stins ca să aibă lumină. Bun. Cine este pentru? Cine este pentru? Dă-i. Împotrivă? Se abține cineva? 16 voturi pentru. Am ajuns la local, dar diverse cine se înspie la fel. Nu puteți de la noi. Mulțumim. Sănătate. Da, deci cine are? Am arătat să se mă. Păi nu.
un timp de 3 minute fiecare consilier. Poftiți, domnul Despa. Da. Mă întorc înapoi la gunoi. Da. Și țin să vă rog, domnule primar, ca acea dată limită în care cetățenii Dărmăneștiului trebuiau să depună acea declarație pe proprie răspundere cu numărul de membru din fiecare familie, să o prelungiți. Nu s-a știut, multă lume n-a știut treaba asta. Eu le-am anunțat că am și eu de la divers și am aflat că este 31 ianuarie. A trebuit să până pe 5 februarie sau până... luna februarie... Avem buget. Deci în luna februarie vor veni plăți scadente de la gunoi. O familie care n-a venit să facă această declarație și are 7 membri dintre care 3 sunt plecați din țară sau sunt la școală, va fi prinsă cu 7 membri, pentru că eu n-am ce să-i pun. Nu s-a știut, domnule. Bun. Haideți să o generăm. Acum nu rămâne bătut în cuie 31 decembrie, 31 ianuarie, dar eu vreau cât mai repede. Cât mai repede? Hai să spunem o dată. Și o spunem acum. Domnule, eu aș vrea cât mai repede, da? Deci undeva peste data de 15 februarie, cu siguranță nu merge. Deci 15 februarie. Deci fără niciun doș. Ele se operează în serviciu, da? Și să vină cu cererea titularului și să vină cu documentele pentru cei care nu sunt acolo. Copilul la facultate, să vină să spună, da? Că eu țin cont de declarații pe care o face omul. Doamne, e pe care copilul, chiar dacă n-a reușit atunci să-mi aducă carnetul de student. El vine, înregistrează acea cerere în serviciul nostru, urmând ca a doua zi, a treia zi, să vină să completeze ceva de aia. Așa, tot legat de gunoi, au fost abordate niște vecini de-ai mei și care m-au întrebat dacă perioada de la 1 până pe 21, pe 20 de aici pot colecta indicarea gunoiului, se percep taxa de salubrizare. Corect, dar să nu se perceapă taxa. Acum nu știu cum plătim, să vedem ce factură ne vine de la ADIS. Adică el a început în 20 ianuarie și cară până pe 1 februarie, cară 100 de tone la parcurs. Ce să spun? Pentru că omul n-a scos în perioada 1 ianuarie, 20 ianuarie. Dar de pe 20 ianuarie a scos cât pentru 4 luni sau cât a avut el opri. Să fie bun. Și ultimul un apel umanitar pentru decedatul din Sălătruc, băiatul care a fost omorât în urma acelui scandal de la Costea, Ioan Cedan, am înțeles că dimineața asta a murit. Din ce știu și știu bine, familia este într-o situație financiară ingrată. Ar trebui, știu, primăria, consiliul să ne sesizeze. Să vină din familie cineva cu solicitare și găsim soluția. Eu am înțeles că nu au săraci bani nici măcar să-mi scoată de la voi. Găsim soluția, vedem ce putem asta și noi și găsim soluția. Dumnezeu Vasile, tot ești acolo. Nu e bine, în caz domnul Sotrupe știe și cazul celuilalt. Da. M-am încadrat de 3 minute, da? Mulțumesc. Domnul Petre. Domnul Petre. Și vreau să vă mulțumesc. Deci, drumul cu mătăție de apă până la treabă, s-a îngezit nu au venit la nici pentru nimic. A doua problemă. Când mi-a fost un buzat, când a pus piatra aia pe drumul ăla, e bun până la răsturiți acolo la Sturi, dar în drumul ăla, când mărim cu 9 oameni, într-o lume. Nu se poate să vede și balastru până la Berchim, cu domne și impozite și taxe mari, dă nici oameni. Spune, iarna nu. Iarna face păi prea. Nu, iarna dar în primăvară. Dar nu, am zis în primăvară. În primăvară. Deci acolo, pe strada aia, nu se poate intra mașina cu gunoi. Tocmai de lună din partea drumului. Dacă el intră pe aici, acolo nu are unde întoarce. Acum se face varianta Rostoi ca să ieșim la Parodei. Deci drumul acolo, în capul de mașina și iasă. Deci oamenii vin să plăcă. Deci după ce un pic vedem cum intervenim acolo și... În centru, la noi, când vedem acolo, vezi la salate deloc. Deci vezi totală în centru acolo. Acolo vreau să punem niște lămpi și o să vedeți anul ăsta pe toate... Prioritatea mea a fost ca pe toate străzile asfaltate să venim cu lămpi cu varianta asta de lampă, da? Și vom interveni și acolo la propriu ce lămpi nu sunt bune, le schimbăm și punem noi. Din ce lămpi cumpărăm, vor fi și acolo lămpi noi. Da. Ei, acum suntem la apropierea satului de oraș, noi suntem sat. Cartier. Sat acum, nu mai spuneți cartier. O fost cartier, nu mai sat. O rog sat. Eu așa știu. 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 Așa știu.
Asta nu fiți așa peste. Nu, dar nu trebuie până la sus, până la deci se reglează vorbele. O să vedeți că pe partea de proiecte buget, n-am venit cu proiectul de buget, și cu lista de investiții, dar eu aș vrea anul ăsta să facem un kilometru de asfalt și la copi. Da? Nu, o parte. Nu, dar atunci se vine cu ceva. Da? Și atunci ne gândim să vedem da, încet, încet. Eu mi-aș dori să ajungem cu asfaltul la biserică, la Plopu, da? Îl continuăm, vedem cum ne putem face. Domnul Moise, legat de declarațiile pe care trebuie să-l depună cetățenii. Mulți dintre ei au zis spunând că nu pot să depună așa declarații. Ce se întâmplă? Ce măsură? Deci ce nu vor? Pur și simplu, nu vor. Uite așa mare. Nu vor să depună. Deci asta cu grutul nu mai ține. Pentru că v-am spus, cei care... Păi vă spun eu ce se întâmplă. Cei care nu vor să vină să facă acele declarații, se vor trezi impuși cu suma, cu numărul de persoane luate de la evidența populației, da? Și o să vină și o să plângă pe aici, pentru că treaba ține de Adis Bacău și de cei de la Bacău. Au situația foarte clară și o să spună, domnule, ai de plată pentru 5 persoane. Degeaba 3 nu sunt în casă. Pentru că el plătește pentru 5 și o să vină și o să plângă pe la primărie și nu o să putem ajuta, pentru că există o perioadă. Noi acele declarații nu le ținem la noi. Acele declarații facem un rând de copii, le transmitem la Adis la Bacău și spune, uite, domnule, pe propria răspunde, omul a zis că doi sunt plecați în străinătate. N-are rost să iei bani, că ăla nu-i în țară, da? Sau mai avem situații în care copilul e la facultate sau copiii. Da. Și atunci fiecare vine și justifică situația. Cei care nu vin să facă treaba asta au de pierdut, pentru că ei vor fi impuși la numărul maxim care sunt la momentul ăsta. Sau au două locuințe. Sunt care au și două locuințe. Sau au două locuințe. Sau, de exemplu, mai sunt următoarele probleme. Foarte mulți sau mulți cetățeni au luat în, să zic așa, în spațiu, diverse persoane. Persoanele nu stau unde mănești sau nu știu pe unde sunt. Dar el apare acolo 7 sau 8. Câți are el luați în spațiu? El trebuie să vină și să spună, doamne, persoana respectivă, da, eu am luat un spațiu, e cumnatul meu sau e nora mea sau cine o fi acolo, dar nu stau la mine. Uite, sunt plecat nu știu unde. Sau stau la adresa nu știu care. Că s-ar putea oamenii aia. Sunt în spațiu la numărul 16, da, dar în realitate locuiesc la numărul 25 sau, și ăsta care e titularul de rol, vine și spune, nora mea, e la mine în rol, la mine acasă, dar în realitate locuiește acolo. Și vine, o spus, impune costul pe situația reală de acolo. De asta vă spun, fiecare familie trebuie să înțeleagă că e o perioadă în care își pot regla situația. Vine și declară ce are acolo. Trebuie să ducă. Da. E o problemă, a devenit din nou gravă, am mai fost și văd că reapare la biserica penticostală, nu știu cum se numește, da. Biserica Domnului, așa, pe o bandă de sens, cel puțin pe 100 de metri, e blocat. În contextul în care e curbă, e linie continuă, vizibilitate redusă, când e zuși la biserică, da? Când e acolo, e jale. Ce, foarte deci, dar bineînțeles, toți vin cu mașină, parchează pe 100 de metri, nu mai cum deci. În momentul în care el se întâmplă să iasă din biserică de la ei, strada este blocată. Dacă au îndrăznit, acum s-o întâmplă dacă două seri, cineva a îndrăznit să-i spună, dați-vă deoparte să trec, mai aveau puțin și pățeau ca cei de data trecută. Se arunce în șans și bătuți până la nare. Acum nici nu trebuie să escaladăm stările astea. Nu, 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 dar aș propunita măcar de la poliția locală să meargă în zonă și măcar perioada aia cât se rinde. De partea de slujba acolo, să știți că noi monitorizăm. Cât se poate monitorizăm parcarea, așa zisă parcare, care e în stradă. N-au să parcheze. Mai mult decât doar atât. Mașini. Doar... Nu sunt toți de acolo, că am văzut. Sunt și unii care vin din... Da? Nu sunt drept din este pentru parcare, dar este trebuie... loc puțin mai la vale. Mai la vale, mai la vale. Este loc suficient, cel puțin 50 de minute. Acolo pe Maidanul ăla mai la vale, nu se dacă în primăvară vom nivela acolo și poți face parcare. Dar acum se poate parcare, este curat. Se poate, dar merg direct acolo. Se poate îi poate de ce soluție? O să discut și cu domnul. Așa, da. Ca să nu se mai întâmple ce o să fie pentru mine. Îmi cer scuze colegului, ați văzut o mormântare de dealuri? Văzut, cimitirul e în Poiana. Da. Deci începând de la Neanelu Grozavo și până la Podul Boiștii, da. O bandă era blocată. Și ce m-a surprins? Mașini din toată țara. Cu Timișoara, Suceava, Brancea. Deci nu stai așa bine. Bine, nu, nu, nu. Ești de aici. Trebuie autorizate pentru domnul Moise, ați vrea? Da, mulțumesc. Domnul Mila,
Apropo de chestia cu declarație, eu am o situație, chiar am un văr care l-a venit în spațiu ca să-și facă actele, el a fost născut în Dărmănești, și, dar să nu locuiește în frate și rezident în frate, din frate și cetățenie, are cetățenie dublă. Tu aici probabil de să dau o declarație, dar vreau să spun sau mai trebuie un act. O declarație, vă rog să vă uitați pe site-ul primăriei, este hotărârea de Consiliu pus acolo și este modelul de declarație. Titularul de rol scrie Popescu este la mine în rol, dar este plecat din 2000, nu știu când, în Franța. Și trebuie să atașeze acolo un document al lui, să-ți trimită pe WhatsApp, pe ce poate el, un document, rezident sau ce nu, da? Și pe baza la cele două, odată declarația ta, care ești titularul acolo, și documentul care stă în spate, persoana aia nu va fi inclus. Fie nu locuiește la Brașov, lucrează... La fel pentru el, lucrează la Brașov. Așa. Dar, altă problemă. Sunt familii care sunt plecate afară. Și nu vin până în 15 februarie, deci, care, ascultați-mă, cei care deci, nu poate să facă o declarație decât în perioada de vacanță. Ba da. Ascultați-mă pe mine. Am fost sunat și am pe WhatsApp discut cu diversi cetățeni care sunt plecați din țară. Și în format electronic găsesc acea declarație pe site-ul primăriei, o descarcă de acolo, o completează și tot în format electronic nu trebuie nou. Nu trebuie să vină nimeni acasă. Deci el de acolo, din Italia, și am vorbit cu mulți și din Italia și din Anglia, își completează frumos declarația, o semnează, își pune ceva, o semnătură pe ea ca să vedem că e autentic. Vreau eu să văd că funcționează de online. Cine poate, să știți că sunt oameni care majoritatea au telefoane, au majoritatea țin legătura cu rudele, fie cei care sunt aici acasă în România, în Dărmănești, vin și declară pentru cei de acolo. Dom'le, băiatul meu e plecat din țară, nu stă nimeni acasă la numărul cu care. Exact asta se întâmplă. Deci, variante avem la consulat, la ambasadă. Stau la rând de acolo, mi-a spus. Atenție! Noi n-am cerut documentele oficial. El dacă are un document, nu știu, carte de rezidență, și-a făcut cu telefonul o poză la treaba aia și mi-o trimite pe WhatsApp sau o trimite la pe site-ul. Atât. Nu de trebuie. Adică e o treabă care poți să o rezolvi într-un minut. Adică justifică că e acolo, da? Pentru că eu repet acel document, îl anexez la cerere și se duc la Bacău. Și ăla o să mă întrebe pe mine dar ce a pus omul în spate. Sigur, e plecat din țară. Atunci eu iară, du-te dură, ăsta e cu tine. Dar să dovedeze că tot nu... Eu pe acolo acum îți mori domnule primar, Gică Contra, care eram odată, am început să mă dau la cele dumneavoastră. Dumneavoastră aplicați stilul ăsta de cultul pe asemenea că unii bine și frumos, dumneavoastră să deșeau. Unii rău, Consiliul Local. Nu există, doamne, v-ați înțeles greșit. Nu, v-ați înțeles greșit. Hai să revenim. Ia să revenim. Dați-mi niște exemple. Nebăgări. Ați făcut pentru cetățenii orașului acest parc frumos aici, a liniștit în spate, a plimbat pietonul, de două ori pe an, din Crăciun și de Paște. E ok. Dar ce e 1000 de posesori de autoturism? Unde se parchează în centrul ăsta? Unde? Ați promis că deschideți parcarea la școală. Sunt introduse. Ne-ați promis-o? Suntem în luna ianuarie, da. Nici măcar n-am aprobat bugetul pentru anul 2019. Ne-ați promis că deschideți partea la școală. Ascultați-mă un pic. Da? Deci, în cursul anului 2018, ce trebuie să facem? O investiție într-o parcare. Investiția nu face primarul, ci trebuie, în primul rând, aprobată de Consiliul Local, da? Noi nici la momentul ăsta noi nu avem bugetul aprobat. Despre ce vorbim? Deci, dacă vă doriți parcarea mâine, nu o să fie asta. Nu. O să vină lista de investiții, o să vedem ce buget avem. Și în 2018 încercăm să găsim o soluție cu parcarea, da? Vrăjeam! Spre deosebire de dumneavoastră, eu ce am promis, am făcut. Am impresia că în cursul anului 2017, noi am avut pe listă de investiții codul de la Izvorul Negru. Da. S-a făcut, da? Am zis că... Tot în cursul anului 2017, noi am spus că asfaltăm drumul de sub baraj. S-a făcut? Știți? Deci s-a făcut și ăla. Da, tot în 2017, asta dezinformați opinia publică. În 2017 noi am spus că vom continua cu rigolele pe strada Chimiei. S-a făcut și aia. Nu, pentru cât în Dărmănești sunt 1000 de posesori de autoturism și încă 2000 de șoferi. Da. Sunt. Foarte bine. Să știți că eu n-am redus niciun loc de parcare din centrul Dărmănești. Niciun loc de parcare nu s-a redus în centrul Dărmănești. În schimb s-au făcut niște reguli ca oamenii să respecte
Legile de ce circulație. Da. Opriți, pentru că toată lumea, nu, nu, observați, toată lumea circula cu voia prin permanent. Nu. Acum la amendez într-o pentru domnul Adelean care a venit să plătească pădureanul care a venit să plătească taxa, iar dincoace de la Zamfir încolo unde semne parcare interzisă, sunt numai mașini parcate pe trotuar. Regulile sunt la fel pentru toți. Deci regulile sunt dureastră, veniți din mediul polițienesc și mai mult decât atât, ați lucrat și la circulație. Da. Și dacă de la dumneavoastră aș aștepta... Aveți atul ăsta, că nu. De la dumneavoastră aș aștepta ca să-mi spuneți că toată lumea trebuie să respecte legea. Nu că lui ăla se dau la de și urmă. Dacă am mutat semnul acolo, hai să-i lăsăm și pe aia din parcare la cooperație, să mutăm un semn obligatoriu dreapta și iasă din parcare, să nu ne blocăm în parcare. Se poate face. Mă uimiți cu naivitatea asta. Nu. Cum să iese din parcare în sensul generator? Dar asta ce e? Adică, sunt niște lucruri. Acolo avem un sens generator care implementează foarte bine. Păi și cel care vine cu prioritate, ce face? Se oprește ca să iasă din parcare. Orice sens generator. Eu am fost învățat să respect legea, nu să o interpretez. Ca să o interpretez. Legea trebuie respectată și salut. Deci cine o respectă? Păi de ce nu impuneți să se respecte pentru toți? Toată lumea. Deci nu cred că există, sau eu n-am dat vreo dispoziție deci, ca unii să plătească și... Nici o propunere, dacă puteți lua. Să schimbăm semnul de oprire. Deci să spunem parcare. Deci să aici la... Faceți-mi o hârtie scrisă. Eu transmit la serviciu circulație parcă. Știți cum se montează semnele circulație? Știți foarte bine, dar veniți cu interpretări. Deci toate modificările vis-a-vis de circulație într-o localitate se face un memoriu, se transmite la serviciu județean de circulație și de acolo ne vine un aviz favorabil. Și dacă noi batem câmpirea, ne spune, doamne, nu-i corect ce vrei. Deci dacă eu încerc să modific și să spun că din parcarea de la cooperație trebuie să iasă direct în sensul giratorului, că așa ar fi mai ușor, ăla de la circulație de la Bacău o să spună ce ți-a dat ideea. Și eu o să spun domnul colonel Roman care a fost și ceva circulație. Și dacă la apropo să zic domnule, da, vezi de care. Dar mă tem să spun așa ceva. Deci în cursul anului 2018, intenția noastră este să facem să extindem o parcare. Nu facem greșeală. Și încă o dată, repet, n-am redus niciun loc de parcare. Niciun loc de parcare, din contra. Mult. Nu. Se parca Alandala și se oprea fiecare unde voia. Aș fi vrut să văd ce răspuns dădeați dumneavoastră unei mame care are copilul la școală aici și care, înainte de a face modernizările astea, ieșea copilul de la școală. Și un nene care parcase aiurea, n-avea ce parca acolo, copilul a trecut prin spatele mașinii și era să facă praf un altul care l-a văzut. Ce i-a spus? Accidente au fost și voi. Păi, domnule, nu așa. Accidente au fost și voi. Deci, ținem cont că aici avem o școală care are 800-900 de elevi. Adică trebuie să respectăm. Sigur, și eu sunt comod și îmi place dacă s-ar putea cu mașina să vin și în magazin. Nu. Respectăm niște. Dar iar totuși joacă în capul că se face ceva și pentru cei 3.000 de șoferi. Deci, în primul rând, pentru cei 3.000 de șoferi, încercăm să le facem drumurile mai bune, da? Să le facem și loc de parcare, dar să știți că pe lângă 3.000 de șoferi, mai avem și încă 4.000 sau 5.000 de pietoni care trebuie să trăiască și mai. Eu aș zice ca să nu intrăm în polemică, în calitatea noastră de consilier, inițiat un proiect de hotărâre cu semnele așa cum le vedeți dumneavoastră. Și eu vă promit că îl trimit la Bacău și dacă obține aviz favorabil, pot schimba semnele, nu știu, să stea mașina cu fața în spate și cu spatele în față. Sau cu... Sunt posibile, domnule, nu-ți bătu da. Păi, nu domnule, dar noi avem niște legi, noi nu facem de capul nostru. Sunt niște legi pe care să le serviciu de sistematizare, de pus, are fiecare primărie. Da. Mai? Da. Mai aș vrea să fac o propunere. Acum dumneavoastră știți situația în ziua de joi, că este cea mai importantă zi și toată lumea, care e pe fugă, care nu, care... mașinile acestea mari, ca amplasare de parcare, cei care își valorifică marfa, de exemplu mașinile de lemne, care sunt câțiva oameni care vin să-și valorifice... Comercianți. Așa. Nu ar putea să fie parcate cum au venit cei cu struguri, de exemplu, pe zona terasamentului, că dacă tot îl cumpărăm și este al nostru. Pentru că și acolo, de exemplu, acum nu vreau să țin partea celor care au peste 50 și ceva de ani. Te-ai parcat, ai luat un săpuleț de cartofi ceva, măcar acolo mai găsești 5-6 locuri de parcare
care... Deci vedeți dacă reușim să luăm acel terasament, sigur că acolo pot fi dezvoltate niște locuri de parcare sau lângă, nu știu, da. Sau lângă, dar partea cu mutatul mașinilor, da, mașinile le putem duce mai în stânga, mai în dreapta, nu-i... Adică ele se și văd, că acum se zice în 2003, eu plătesc staționarea pe ziua respectivă, o parchez acolo, dar asta de organizat pe noi nu-i niciun fel de probleme, chiar, fără niciun fel de probleme. Fără niciun fel de treabă. Da, cine e interesant. Le putem interesant. Da mai încolo, mai încolo. Și, da, să avem în vedere și cu... Acum vorbim pe de rost, că nu avem un buget. Să facem amenajarea câmpului pentru animăluțe. Pentru că, vedeți, Și eu, decât să mă duc la Oicuz sau la Palanca. Noi am trecut banul cealaltă de fermici, pe aia n-am finalizat-o când n-am mai avut bani. Da. Dar anul ăsta vreau să primim, să facem și... Să știți că nevoile sunt multe și ați văzut fiecare. Spuneți aici, lista e foarte lungă. Da. Când ne uităm la partea aia altă de buget, da? Și începem să ne uităm ce tăiem, la ce renunțăm. De asta eu am ținut să-i amintesc domnului... Mai creștem taxele. Domnului consilier, nu le creștem. Am ținut să-i amintesc că anul trecut am făcut niște lucrări de strictă urgență, să zic așa. Pentru că podul ăla era strâmb cum era acolo, trebuia să-l facem. Asfaltul ăla trebuia făcut și anul ăsta, o să vedeți în lista de proiecte, pe care lista de investiții. Sunt niște investiții foarte ambițioase, care în special vin să răspundă nevoilor cetățenilor. Vorbim de strada de pe orizontul. E praf făcută aia, da? Toți cetățenii din zona respectivă mă întreabă când asfaltăm strada respectivă. Am prins-o pe lista de investiții. Am prins-o acolo pe lista de investiții. Ar fi corect să ne ducem de la drumul național până la Biserica Catolică. Și să închidem de aici, de unde am oprit centrul civic 2, trecem podul să ne închidem acolo. Ar fi o predea care s-a închis, da? Păi, vorbeam în cartierul Poiană, da? Am luat acel obiectiv, terenul de spot, și am spus, domnule, haideți să ne ducem, nu se poate circula pe strada aia, pe stadionul. Să ne ducem de la cadar de acolo, să ne închidem pe stadionul și să venim să facem bucla aia de asfalt. Iar e o prioritate și aia, da? Poate că am văzut din nevoile cetățenilor și am avut sâmbătă o întâlnire cu tinerii la Liceul Tehnologic aici, într-un program Erasmus. Foarte interesant și o să propun să vină și în Consiliul Local să avem discuții de genul ăsta. Cum văd ei? Ce probleme au ei? Tânăra generație. Ce probleme au? Și o să vedeți foarte interesant discuția. Majoritatea sau 90% dintre ei au spus că au nevoie de o casă de cultură. Au spus cu voce tare, nu avem o casă de cultură, nu avem o bibliotecă, nu avem unde să ne întâlnim. Un centru nostru, mai facem și altceva decât să ne ducem în cărciumă. Și atunci, inspirat din nevoile astea a tinerii generații, s-ar părea corect anul ăsta în care suntem, să investim niște bani, să vedem. Luăm acel club. Merită să luăm, nu merită să luăm, să facem o dezbatere publică. Pentru că la momentul ăsta nu sunt deschise axe de finanțare pentru o casă de cultură nouă. Nu sunt. Și atunci ce facem? Stăm și mai așteptăm nu știu câți ani ca să deschidă vreo axe, deci s-ar putea să ne deschidă? Sau încercăm să vedem ce costuri înseamnă acel club pentru noi, ce investiții trebuie să facem, să dezvoltăm zona aia. Adică sunt niște priorități și pe lista de investiții o să le vedeți. Am mers cu un kilometru, am vis un kilometru de asfalt la locul. Că tot discutam cu domnul consilier, da, și cu doamna Nicodim. Să mergem la solicitarea cetățenilor de acolo, hai să extindem asfaltul, de unde ne-am oprit noi la acel cămin cultural, să ne ducem până la biserică, de exemplu. Astea sunt niște priorități, nu numai acolo. O să vedeți un proiect care se extinde în rețeaua asta de asfalt, fie în cartierul Poiană, fie în cartierul Boiștea. Da? Să vedem de unde ne ducem, să ne închide pe acolo. Adică sunt niște proiecte la care noi ne ancorăm și trebuie să le și facem. Dacă numai le punem pe hârtie, le punem degeaba. Avem o nevoie majoră să investim într-o clădire și m-am gândit la fosta școală de la Dărmăneasca să facem acolo un cămin sau un centru, nu știu cum se spune, un cabinet medical mai serios, pentru că avem solicitări din partea oamenilor să putem face niște analize și ce mai facem noi acolo. Am încercat cu baza, n-am avut bani să cumpărăm. Hai să vedem, școala aia se dărâmă. Ce facem? O lăsăm să se dărâme? Sau investim anul ăsta ceva în ea, schimbăm acoperii ce trebuie strictul necesar și o dăm medicilor ca să facă un act medical. Adică sunt niște priorități pe care
Trebuie să le avem în vedere. Sigur, și parcarea de care spunea domnul comandant. Aș vrea să întreb. Nu m-am interesat că n-am avut unde. De exemplu, la Târgu Trotuș, făcând naveta, am văzut primăria da. A solicitat pentru lucrări de reamenajarea rigolelor, a șanțurilor, pe porțiuni mici, cred că. Deținuți. Noi avem resurse. Este cea mai ieftină, ei sunt favorizați pentru că da. Au zile de lucru în comunitate putem discuta, și putem discuta, dar să știți că genul ăsta de lucrări se fac de obicei cu niște persoane avizate. Adică acolo trebuie să ai niște ingineri, trebuie să ai niște... Pentru că vine ISC. Da, vine ISC un control, nu ISC. Vine ISC un control și ala trebuie și spune... Strada exact, unde este doamna Rască cu soluția aceea. Da, da, da. Pentru că drumul dumneavoastră a fost foarte bun, dar faptul că nu a există acel șanț curățat și când vine apa din... Sigur. De exemplu, în cartierul Poiana ar fi bine dacă mai extinde rețeaua de șanțuri pe care... Și colonia Nicola au fost șanțuri și proprietarii... Adică vedeți că sunt niște priorități și atunci ne uităm, facem lista de priorități, vedem dacă sunt 100 de priorități și noi putem finanța 50, care sunt alea 50? Că mai găsim atunci... niște variante, că e chestia de bani. Problema da, de bani. Dar care ia ajutoare sociale și dacă spune domnul primar, se formează pe echipe și sunt niște și se poate face anumite lucruri. Doamne, anumite lucrări, dar să știți că nu putem niciodată turna betoane și face rigole cu ajutor social. Astea sunt niște lucruri la care ne îmbătăm cu apă rece. Ori face lucrare de care poate face ce se poate, pe ce nu? Nu știu dacă se... Da. Mai sunt și alte întrebări? Nu mă pic, două, trei întrebări. Haideți că vorbesc de mai. Referitor cu gazul la sănător, știu că și la dumneavoastră a fost, va fi probleme și probleme din continuare. Dacă să mai continuă ce am... Da, tot pe lista de investiții și vă răspund. Anul ăsta vreau să fie proiectul cu extinderea rețelei de gaze în Triaș și o parte din Joseni, în Sălătuc și la Lacuș. Numai studiul de fezabilitate, atenție, numai studiul de fezabilitate ne costă 1,5 miliarde. Doar studiul de fezabilitate, din scop de lucrare. Astea sunt pe lista de investiții, o să le vedeți acolo, ca priorități. Deci, anul ăsta, vom face acel studiu de fezabilitate, că degeava vorbim noi de investiții dacă nu avem proiectul ăla, care trebuie să fie aprobat în Consiliul Local. Nu avem PUG-ul. De la 1 ianuarie 2019 nu mai poate niciun cetățean din Dărgănești să facă nimic, pentru că noi nu avem planul urbanistic general reactualizat. Din 2010 se tot plimbă ursul de colo-colo și se mai pun 2 lei, se mai pun 3 lei. Au fost făcute niște studii pe la Bacău de o firmă care nu mai sunt de actualitate. Și avem, și în decembrie, dacă vă amintiți, am dat o hotărâre de Consiliu care spune că până la 31 decembrie 2018 trebuie PUG-ul actualizat. Știți cât ne costă PUG-ul? Deci, în cea mai ieftină variantă, 300.000 de lei. 3 miliarde. Da? În cea mai ieftină variantă, PUG-ul la Dămâne. Iar de la 1, repet, ianuarie 2019, paralizează toată activitatea de construcții în Dărmănești și proiecte europene ce le mai facem noi, pentru că PUG-ul nu mai e. Deci, iată altă prioritate pe care o am acolo pe listă și va trebui să găsim resurse financiare. De drum, poate și la proiectul este european. Avem proiectul cu blocurile, care acum am semnat contractul pentru proiectare și până la luna mai trebuie să termină proiectul tehnic, după care ne ducem la execuția de lucrări, la care trebuie să venim cu bănuți să punem acolo o finanțare. Iată că lista de priorități nu e, dacă vrem să facem ceva, dacă nu, ieșim la televizor și ne plângem și ne putem și ne așa. Stația de autobuz la Sărătruc, am mai dat pe urmă, Referitor, să fie... Ce? Da, s-a pus. S-a pus, de a fost acum eu. S-a pus de câteva zi. Uitați-vă acolo. De o săptămână. Și la credința Sărătruc, personalizările care nu funcționează de anul trecut pentru copii. Aproape vreau stația de bună de acolo, și se face la asta, la vot, am vrut să se repară. Cine repară? Eu v-am spus că se permite și vremea, pentru că dacă, de exemplu, stația de la Copiu e prinsă în beton acolo, nu vreau să te duci cu 80 cu 15 grade.
Încet, încet să rezolvăm. Eu aș vrea în primul rând, avem pavelele care le-am scos de pe stradă și în primăvară vrea să amenajăm cu pavelele care spune să amenajăm stațiile astea sunt urmă. Dar ce? Și acum, sincer, trebuie să recunoașteți că lucrurile se mișcă. Se mișcă. Mai ales că sunteți așa mai vocal și mai... Da? Lucrurile se mișcă în sensul bun. În timp, cu domnul colonel nu-i convine semnul de circulație, asta e. Mai sunt și noi. Am problemă. Primar, dar nu vă atacă când ați făcut. Nu, nu, dar mi-e drag. Dar nu vă atacă când ați făcut. Deschideți poarta la școală. De ce nu domnule primar, dacă ca discutați între patru ochi cu dumneavoastră, vă convinge. Deci mie fac eu accept orice fel de... Deci eu vă spun că mă convinge, că am înțeles ce vreau să spun. Chiar apreciez punctul de vedere a domnului consilier, dar trebuie acolo respectat... A spus, nu, dar el a spus foarte clar, obligatoriu la dreapta, din parcare. Și nu încurcă... Și e simplu. Unde e asta? Se pot face. E vorba de... La dreapta, deci obligatoriu la dreapta. La unde a fost DICOM-ul sau cum se numește. Nu poți acolo pentru că ești în zona asta. Deci nu ai. Acolo nu se poate. Dar nu sunt. N-am rămas așa circulare ca la Losangeli. Știi care e treaba. Eu mulțumesc că nu m-a să plâncă. Dacă nu ai vorbea la toate. E un pic de... Haideți că n-au auzit bine ce cer. Ne invitați în seara asta undeva? Dacă nu ne pune bariera, nu ne lasă să intrăm. La mulți ani tuturor celor care să vorbim. Dacă nu ne pune bariera, nu ne mai lasă să intrăm.